Donald Trump l-a sunat pe Vladimir Putin, Kremlinul a făcut public discuția dintre cei doi. Kremlinul a anuncat marci ce presubliniere dintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obținut duminică în alegerile prezidențiale din Rusia. Sublinierei cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile întâlniri la înalt nivel, informează Reuters. Într-un comunicat, Kremlinul a precizat ce Putin sublinierei Trump au convenit asupra necesității de a lucra împreună pentru a tempera o posibil cursă a armărilor, sublinierei de a coopera pentru asigurarea stabilității strategice, precum sublinierei în lupta împotriva terorismului internațional. Potrivit Kremlinului, ei au discutat de asemenea despre Siria, Ucraina, sublinierei Coreea de Nord, precum sublinierei despre consolidarea legăturilor economice dintre cele două țări. Casa Albă a anuncat la rândul său, dar fără a elabora, ce presubliniere dintele american Donald Trump a discutat marci cu presubliniere dintele rus Vladimir Putin. Casa Albă intenționează să difuzeze mai târziu în cursul zilei un comunicat în legătură cu această conversație telefonică, a adăugat un oficial al administrației americane. Putin a fost reales duminic pentru încă un mandat de subliniere a 6 ani.